Bine ați revenit! Un set de două cuburi este folosit pentru a arăta pe o masă de birou data, așa cum vedeți în fotografia în care este afișată data de 14. Ele trebuie folosite amândouă întotdeauna, așa că data de, să spunem, 8 va apărea scrisă 08. Prima întrebare. Care cifre trebuie scrise pe fețele cuburilor pentru a putea exprima oricare dată a lunii? A doua întrebare, dacă vrem să exprimăm toate numerele de la 1 la, să zicem, N, folosind de fiecare dată două cuburi, care este cea mai mare valoare a lui N și care sunt cifrele care trebuie scrise pe cuburi în acest caz? Să găsim răspunsul la prima întrebare. Vă propun să numim cuburile, cubul din stânga, respectiv cubul din dreapta. Va fi mai ușor de făcut raționamentul pentru găsirea răspunsurilor corecte. Pentru că numerele care se scriu cu o singură cifră trebuie afișate folosind ambele cuburi, înseamnă că trebuie să avem cifra 0 pe cubul din stânga. Dar trebuie să avem și pe cubul din dreapta, pentru că cifra 0 trebuie să poată apărea în combinație cu toate cifrele, nu doar cu cele de pe cubul din dreapta. Așa că două fețe, câte una pe fiecare cub, sunt deja ocupate cu cifra 0. Apoi și cifrele 1 și 2 trebuie să apară pe ambele cuburi, pentru a putea afișa datele de 11, respectiv 22. Înseamnă că 6 fețe din cele 12 ale celor două cuburi sunt deja ocupate. 0, 0, 1, 1, 2, 2. Și mai avem doar 6 fețe libere. Dar mai sunt 7 cifre. 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9. Asta înseamnă că, la prima vedere, nu putem afișa toate numerele de la 1 la 31 folosind fețele celor două cuburi. Și dacă cifrele noastre ar fi reprezentate prin alte semne grafice, nici n-am putea. Din fericire, cifrele 6 și 9 pot fi reprezentate printr-un singur semn grafic, deoarece oricare dintre ele este cealaltă rotită cu 180 de grade. Așa că problema are soluție. De fapt, are mai multe soluții, veți vedea imediat. O soluție este următoarea. Pe primul cub avem cifrele 0, 1, 2, 3, 4 și 5 și pe al doilea 0, 1, 2, 6 sau 9, cum vreți să-i spuneți, și 7 și 8. Celelalte soluții se obțin amestecând cele două seturi de câte 3 cifre scrise cu roșu în toate combinațiile posibile. Dan Luca Dișmărescu a avut răbdare să le scrie pe toate, le puteți vedea aici. Deci putem reprezenta toate numerele de la 1 la 31, datorită faptului că două cifre pot fi reprezentate prin același semn grafic, odată drept, odată rotit cu 180 de grade. Acum răspunsul la a doua întrebare. Dacă respectăm condiția ca și numerele de la 1 la 9 să fie afișate folosind ambele cuburi, atunci numărul maxim pe care îl putem afișa este 32, deoarece, după cum ați văzut, nu avem două cifre de 3 pentru a afișa numărul 33. Dar domnul Dumitru Antonie a făcut următoarea observație. Dacă acceptăm afișarea numerelor de la 1 la 9 cu un singur cub, atunci putem folosi următoarea combinație de cifre pe fețele cuburilor. Primul cub are cifrele 1, 2, 3, 4, 5 și 6 sau 9 și al doilea 0, 1, 2, 3, 7 și 8. Și deoarece acum putem afișa numărul 33, cu aceste două seturi de cifre putem afișa, puteți verifica toate numerele de la 1 la 43. Îi felicit pe toți cei care au trimis răspunsuri, pentru că toți au găsit răspunsurile corecte. Pentru azi am o întrebare care este cu atât mai ușoară cu cât știți mai multă fizică. Sper să nu se supere cei care nu sunt interesați de fizică. Trebuie să pun și astfel de întrebări din două motive. Întâi, pentru că aceste întrebări au și scopul de a ajuta pe cei care doresc să învețe
fizică să înțeleagă mai bine anumite fenomene. Și în al doilea rând, pentru că în acest fel toată lumea poate înțelege mai bine anumite fenomene fizice și asta nu strică, ba de multe ori se poate dovedi folositor. Să presupunem că avem o butelie care are două compartimente separate printr-un perete rigid metalic. În ambele compartimente avem aer, dar în compartimentul din stânga aerul este la presiunea de o atmosferă, în timp ce în compartimentul din dreapta este la presiunea de 5 atmosfere, deci o presiune de 5 ori mai mare. Fiecare compartiment are o supapă, cele două supape sunt notate în desen cu A și B și pot fi deschise de la distanță, printr-un semnal radio, ca ușile automobilelor. Să mai presupunem că butelia se găsește pe lună, deci în vid. Trimitem semnalul radio care deschide supapele și aerul începe să iasă prin amândouă. Alegeți afirmația corectă. A. Aerul iese cu viteză mai mare prin supapa A. B. Aerul iese cu viteză mai mare prin supapa B. Sau C. Aerul iese cu aceeași viteză prin cele două supape. Succes în găsirea răspunsului pe săptămâna viitoare!